Băi, am o întrebare. Ce s-a întâmplat mă cu ăsta cu Vlad Alexandrescu că a dispărut? 192 .000 .000 de milioane de vizionare a strâns n-a mai postat nimic. Știu că pentru majoritatea probabil e un subiect mort, un caz închis. Eu am uitat de existența lui, dar văd că n-a mai... N-a mai postat nimic. Și a scos clipuri, tot, 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 tot. Asta a rămas. Deci, nu știu ce s-a întâmplat. Mai multe spre canal. N-am stat să verific Instagram, TikTok, dacă mai e pe acolo. S-a mutat pe TikTok, ce-a făcut? Nu stau să-l mai mult că ruberită. merită. Dar suimit, adică acum vreo 2 ani nu mai scăpam de el, postam într-una căcaturi de alea. Mă rog, mi-am adus aminte de el că mi -a, mi -a, am văzut că mi-a dat careva un comentariu cu secvențe din clipul ăsta al meu mai vechi. Copilul ăsta trebuie oprit. Așa că hai să ne uităm împreună la clipul ăsta să vedem ce căcat am, post am postat eu acum 3 ani multe specimene pe YouTube. De început. Există multe specimene pe YouTube. De la curve, țărar cu patru clase și tot felul de reduși mital. Ok, curve știu la ce mă refeream, că erau multe panorame pe YouTube, acum alea s-au mutat pe Twitch. Sau pe OnlyFans. Țăran mm. cu patru clase, cred că de acolo am zis. Și acum cu tot... Asta nu, cred că am generalizat de l-am pus pe Google. Însă tipul ăsta chiar le întrece pe toate. Sau mai bine zis, puțoiul ăsta. Da, e același poradel de care s-au luat majoritatea youtuberilor acum 2V. El a deoterizat pe măsa, însă acum a trecut la un nou nivel. Dar ce? Numai el să abuzeze de Inception? Inception e... Sturetul ăsta... BOOM! Așa! BOOM! Da capul meu! Hai că mă ducea capul, aveam chef de editat, fă atunci acum s-o putoare! Probabil că te pregătești să-mi De ce dracu ai cu el? E doar un pușcă vis. LOL. Aveam un pic de rongleză pe atunci. Mi-a ieșit una din vocii lui Silviu. Și mă uitam mai devreme și uite. Nicolae Trepan ar fi mândru. Silviu German. Cel mai tare Silviu de pe internet. Da, visul lui e să aibă creier. Pur și simplu, n-are limite, Corect. iar mă, Samare se pune la mintea lui, dacă nu era așa popular, nici nu bătea în cap, -ul. probabil nici n-aș fi auzit de el, însă, la cum crește în cifre, sigur vor ajunge un milion de vizionări numai la un clip și vedeți că pe YouTube sunt vizionări, nu vizualizări, da? Inculților. Și alți puradești se limite, pur și simplu neșeca lumea. Eu foloseam termenul de puradele în ideea de copil, nu în ideea de copil de nie, copil pur și simplu, că asta se vede că e român jet pe jet. Sau poate o fi un pic Makedon, Macedon, Macedon. Că pe acolo prin Dobrogea mai sunt. Sau poate un pic de turc. Eu foloseam termenul ăsta în ideea că e copil. Vin Puradei cu colindu, vin copii, na. Eu așa foloseam pe atunci. Umanității are mai mulți subscriber stai. pe YouTube decât... Stai, stai, stai. stai aici? ...Puradei să limite. Pur și simplu, un eșec al umanității are mai mulți... Eșec al umanității, vai de capul meu, dar ce cuvinte pompoase foloseam. Eșec al umanității. 4-5 silabe pentru cuvânt. lasă o încolo, prea multe. Subscriber Era mai deștept atunci. Acum am devenit înțelept. Pe YouTube decât alți youtuber care fac niște capodope. Da, ăștia îmi plac, ăștia îmi plac. Au... Mă uitam în perioada aia când au fost la Cernobâl. Acum nu mai poți să la Cernobâl. Și au mai fost și în Corea de Nord. Mi-au plăcut le clipurile astea istorie pe șlau, mi se pare că sunt pe TikTok acum și din terariu e tot pe TikTok. Omul ăsta e din ploi și are un, un perete plin numai de uh, acvarii cu șerpi, are și un caiman și multe animale are omul ăsta. Super fascinant mi se pare să ai animale din astea care te-ar înghiți sau te-ar strânge gâtul. de clipuri. Dar ce să faci? Așa ceva ne reprezintă. Nu mă mai mir că de ce votează lumea cu PSD. E, acum se votează și cu alte partide. Nu doar cu PSD și cu PNL și cu mai mulți. A, aici e la Lidl, ia. Când i-a jos pantalonii. De cap. Bine, el era în chiloți aici, dar am cenzurat eu să nu-i se vadă chiloții. Cum dracu să te dezbrace măta mare în Lidl? Ăsta e în stare să o pe măsa mare. Stai că am dat-o și pe vulgaritate, că nu mă puteam abține. Să nu spun vreo vulgaritate. L -l -l -l, vreo vulgaritate Pentru o leacă de cifre în plus Din cauza lui, Milca va da faliment în România În loc să-ți bași joc de dulciurile alea Mai bine le dădea un... A, ah, bă, de s bă, era bebelui am Deși tu, mă, ciocolată, rom Bă, l cu mâna mea, bă Cum să-ți bași joc de ciocolata rom Milca ca Milca Dar rom... Rom e cel... E... Una dintre cele mai bune produse românești Unul dintre cele mai bune produse românești Ador ciocolata în rom, aia clasică. Aia, rom alb nu-mi place, mie-mi place negru, așa, că nu sunt rasist. Nu-i copil amărât, sunt destui care... Cum mai rasismul să fii atât de rasist încât să nu lucrezi la negru. Nu-și permit. Să nu lucrezi la negru doar din cauza rasismului. Râdem, glumim, dar dacă asta va avea carnet, eu nu mai ies cu mașina pe stradă. Un prost că asta... Încă nu luați carnet atunci, ce era? Iunie 2019. Nici nu cred că m-a pucat să de școala de șoferi. Ce-am pus aici? Cred că ambele sloganuri. Da, sloganuri, după cum e aici sloganuri. Ăsta e Logan, Primul model, ăsta cred că e al facelift-ului. Te omoară fără a, să ai vreo vină. N-am nimic dacă ești alb, negru sau evreu. Ok, bun. e corect aici sunt. Corect. O dovadă de corectitudine politică aș putea spune. Și arima negru, evreu. N-a rimat, dar sună bine. Vreau să mai zic strump sau extraterestru. Da, pentru așa ceva să inventa rasismul. E... Nu rasismul, discriminarea. Discriminarea, nu rasismul. Rasismul e la rasă, la prostie discriminare. Ovidiuule, parcă erai deștept. Efectiv, i-aș interzice multe drepturi. Partea... Ce drepturi, bă? i interzice... Da, dreptul la viață. Bună, mă, și e clumez, că încă... E... chiar așa de sadic. Ne putem băga mițile în cap. Mai... Hai de capul meu. Bă, cât să fie atât de tâmpit să faci așa ceva asta mi se pare că s-a cap, asta pe jumate sau au vrut să-și doneze părul. Hai de capul meu. Le cap. Mai e unul care are. Aia, ah, ce ai zis că bag mințile în cap și poza asta așa ok. Mai e unul care are vreo 30 de ani și își bagă capul un veceu. Însă încă e în mic și poate. talent am zis că si bagă capul în veceu, cap e clar. De capul în săraca am să mare. A, ah, are și ciorap de un fel unde de un fel. Ăsta e Pampers de la pentru bătrâni. Sau mă rog, Pampers pentru adulti te poartă din două motive. Unu, nu mai poți să te duci la toaletă, te ești imobilizat la pat. Doi, trebuie să te operezi și te obligă să porți pe împărs. Poate reușește care va să-l potolească. Dacă toți youtuberii care s-au luat de el acum 2 ani l-au potolit... Savage baby! O pot face și acum. Vă place scandalul? Luați de aici. Ave ah, ok, clipul e editat. Multe... Aolea. Stai că aveam o perioadă în care mai editam așa. Că mă uitam la lumea lui Dedo și așa aveau și ei clipurile, multe poze. Nu se filmau pe ei când povesteau. E mișto să faci clipuri în formatul ăsta. Dar stai mult să iei toate pozele alea. Aveți buton de report, aveți pe ce să raportați. Report. Raport. Lasă o Ovidule. Eram și eu în faza mea de romgleză pe atunci. Un pic așa de romgleză. Dar am potolit la timp. N-am devenit american de la de la Coclit. Acum m-am întors la origini. Este european de la țară. Dacă se strâng destule și închidă ăștia contul, poate se trezește la realitate. Bă, contul nu-i s-a închis? Și-a șters el clipurile. Ia să dau o căutare. Pe TikTok este? N-are, mă, clipul nici pe TikTok. Morala la povești. Să nu ajungeți în halul ăsta. Să nu ajungeți ca asta ca sunteți vai de capul vostru. Băi, ce youtuber de ăștia au mai dispărut? Că sunt curios, ia lăsați mi comentarii. Și vedeți că dacă tot am vorbit de TikTok, chiar în acest moment urmează să dau drumul la live pe TikTok. Că eu fac așa, fac live pe TikTok cu jocuri ce le-am jucat aici pe YouTube și le zic că lora, abonați-vă și pe YouTube. Și după aia vin și pe YouTube și tot așa. Așa că vă aștept și pe TikTok, ne apropiem de 10.000 și aici. Bun, cam asta ar fi și clipul nostru despre... Vlad Alexandrescu care a dispărut se pare că ce am făcut mă mi-am luat copyright Vă că videoclipul meu din 2019 s-a adeverit am scăpat de el mă rog nu l-am făcut degeaba în 2019 tot am scăpat de el. Bravo video l-ai prevestit viitorul la fel și cu alții care au ajuns acolo la pușcărie dar nu mai vorbim de ei. Uh, da scrieți-mi în comentarii ce youtuber de ăștia au mai dispărut pur și simplu fie mai recenți fie din aia veterani cum mai era unul Alex Contraș parcă. Cred că nu i-am greșit numele. Era un băiat care avea o freză gen Justin Bieber. Hai, vă aștept în secțiune în comentarii și ne auzim pe live în câteva momente.